Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la episodul cu numărul 8 din provocarea noastră, în care n-avem voie să plasăm niciun bloc. Provocarea noastră, practic, unde trebuie să găsim sate cu crafting table și cu furnace. Și momentan am găsit doar sate cu crafting table și sate cu furnace, dar nu cu amândouă. Cu un căluț rapid însă găsim noi o soluție să legăm cele două sate și putem continua spre a termina jocul fără a plasa niciun bloc. Vă urez vizionare plăcută! Așa, ia să vedem ce avem aici. Punem blocurile deoparte, fiindcă nu avem nevoie de ele. Pressure plate-ul la fel. Gold? De ce nu? Golden apple? Sigur că da. Așa, pac, pac. Nu mai am nevoie de nimic. Nu prea îmi pot da seama de ce aș avea nevoie. Oasele acestea, hai să le iau că nu cer de mâncare. Poate pot planta. De plantat am voie să plantez. String. Iarăși nu cere de mâncare momentan. Să-mi fac un arc. Eventual când dau de crafting table. Armura calului nu expiră, deci nu-mi trebuie. Și aici absolut nimic. Da? Bun. Înapoi. Am mai ziceți, dragilor, că într-una dintre situațiile cum am ajuns aici... Așa, așa. Deci ăsta este al treilea templu, pe unde ies. Doar am intrat fără să sparg nimica. Nu m-am catapultat, nu? Nu m-am aruncat de nicăieri. Sper. Ah, dar nu pot să plasez blocuri. Bine, bine. Așa, bă, pe aici. Tagadac. Era scufundat acest templu și de-aia nu... Așa. Hai să aruncăm blocurile astea. Opa, așa. Și pe voi. Așa, că n-avem nevoie deloc. Bun. Și am zis că mergem până la epavă. Unde era epava? Tot timpul când te urci pe un căluț, te dezorientează. Iepurele. Îți schimbă direcția de privire înspre direcția lui de privire. Și automat te super dezorientează. Ziceați la un moment dat că aș fi plasat niște blocuri. Oh, și nu o să mai am târnăcop foarte mult timp. Trebuie să-l drămui pe ăsta. Dacă intrăm aici în statistici, ia să vedem dacă putem să vedem. Interactions, pac-pac. Items enchanted. Items dropped, 56. Da. Blocks placed. O să merg așa cu el încet. Și după aia puteți să vă uitați voi pe filmare. Eu nu cred că observ. Mob skill 69. Traded with villagers 10. Wow. Am copt 21 de chestii, respectiv am interacționat cu furnace-ul de 21 de ori. Nu înseamnă că am copt 21 de chestii. Am murit de 6 ori. Nu ne supără, nu ne deranjează atâta timp cât avem toate itemele de care avem nevoie. Deci nu scrie, nu? Items dropped, 56. Ah, items! Ah, mobs! Aha, items! Bun, ia să vedem. Că ziceați de cobblestone. Cobblestone. Uite cobblestone-ul. Deci de două ori am făcut ce de două ori cu el? L-am minerit doar de două ori cobblestone? Corect. Fiindcă eu fac cobblestone minerind stone normal. Uite, 4 cu 7. Așa. De 0 ori, 0 ori, 0 ori, 63 de ori și 2 ori. Deci de 0 ori mi s-a stricat, evident că n-are cum să se strice. De 0 ori l-am craftat, fiindcă n-am cum să-l craftez. De câte ori l-am folosit? De 0 ori l-am folosit. Picked up și dropped. Ok, l-am lăsat pe jos de 2 ori. Așa. Cum poți să-l folosești? Cred că doar prin placing se poate folosi acest... Ia să... plasăm. Ce am plasat noi? Am plasat torțe, nu? Avem torțe pe aici? Am plasat torțe care nu sunt blocks. Uite, torțe. 95. Deci am folosit... Da. Deci să vedem la cobblestone 0. N-am plasat niciodată cobblestone. Aici o să mai intrăm din când în când. De fiecare dată când aveți dubii și mă bombardați în comments
că aș fi făcut ceva greșit, o să vin să ne uităm aici în cască. Na, poate am greșit, chiar într-adevăr am plasat ceva din greșeală. Aici pot să merg cu calul fără să mă dea jos. Sunt sigur că e estul. Am vaga senzație că aș fi făcut un ocol așa. Deci, eu vin dincolo, da, vest, pac. Acolo este satul, da? Și am impresia că acolo este... ia uite! Ce e acolo? Acela este primul monument în care am fost noi. Și acolo nu-mi dau seama ce este, dar cred că satul nostru ar trebui să fie acolo. Mai mă întrebați, apropo de comenturi, options, video settings, ați zis să nu mai țin pe 24 de chunk-uri, fiindcă... mi se încarcă foarte tare RAM-ul și sacadează. Sacadează când intru într-adevăr în chunk-uri noi. Acestea par a fi chunk-uri cunoscute, că mă plimb foarte lin prin ele. Trebuie să țin pe această distanță foarte lungă, fiindcă suntem în această provocare și trebuie să văd la mare, mare distanță. Încă un... deci acolo e primul templu, al doilea templu și aici cred că e un al treilea templu. Ia să văd. Iepurașul! Fântână! Ok, da, e clar un templu. Să sperăm că este un templu nevizitat. Și... ce avem acolo? Savana. Ok, unde e templu? Aici. Era să-l pierd. Stai tu, te rog frumos, pe undeva pe aici, să nu intri în cactușii aia. Și... câte uzări mai am? 36. Acesta este un lucru foarte rău. Foarte rău că s-ar putea să... da, pot să spar cu pumnul. Ok. Ca de exemplu ăsta. Opa! Toporul meu. Pene. Cu... cranberries. Astea sunt cranberries? Nu, sweetberries. Așa, așa. Hei! Și asta e tot nou. Bun. Pentru a eficientiza, cred că o să încep de aici. Hop, așa. 1. Rețetă nouă. Ia uite ce blocuri interesante sunt acum cu noul update. Hop așa, hop așa, hop așa. Bun. Și tu intri odată. Câte mai am? 27. S-ar putea să ajung la timp jos. Să sperăm că aia e savana mea cu orașul meu și să sperăm că are crafting table. Hop așa. Hop așa, hop așa, hop așa. Bun, ajung? Nu ajung, nici măcar la un colț. Mai îmi trebuie o dată? Bun! Opa! Nu pot plasa blocuri. Drept urmare, va fi destul de interesant de a intra înapoi în scara aceasta creată. Hai să vedem cutiile. Oase, am zis că nu-mi cer de mâncare, le iau cu mine. Thorns? Foarte bun, dar n-am cum să fac enchantment table din același. Drept urmare, nu mă ajută. Shaua tot la fel. Un al doilea golden apple. Asta mă bucură. Pac, pac. Și sfoara o să o iau cu mine. Îmi trebuie doar 3, dar dacă tot e stackable... fier! Fier, foarte bun fier. Foarte, foarte bun. Mai ales că nu avem cuptoare. Am zis adio la cuptoare și thorns am dat-o peste cap. Bun, cum urcăm? Cum urcăm? Știu eu cum urc. Așa. Așa, ia să vedem. Pac, pac. Și trebuie și de aici. Și s-a spart. Tăgădac. Bun. Am făcut un mic parcur. Nu mai am târnăcop. O să dau cu... blocurile astea. Trebuie să scap de ele. Hop, hop, hop. Shift Q? Nu, Control Q, bravo. Q, Control Q. Și Stone Pressure Plate, Control Q. Și o să dau cu osul momentan, fiindcă nu se poate nici plasa, nu se poate. Ia, pe aici e ieșirea. Bun, așa. Și repede, repede, repede la căluț, intrăm în savana. Deci am vizitat 3 monumente. Tu n-ai pățit nimica, nu? N-ai intrat în niciun cactus. Super. Intrăm în această savana. Și să vedem, poate, poate este aceasta chiar savana mea cu satul meu, de unde am pornit. Ia, uite! Taiga din aceea cu bambus, unde se pot spona urși panda. Ce drăguț!
Dar nu cred că e asta savana mea. Cum stau cu mâncarea? 2 stecuri de cartofi, carne nu mai am mai deloc. N-o să alerg după prea multă carne, chiar dacă e cea mai eficientă. Ce-ai pățit? Așa, aici gur și... Nu. Nu iar. stai că pot să vin aici? Și după aia cu o săritură bine calculată cu căluțul meu care este cam leneș. Așa, și să încercăm să nu mai intrăm. Nu, iar. Asta e și mai grav. Aproape. Deci, deșert. Tare am nevoie să fie aceasta savana mea cu... Cum stăm cu soarele. Mi-am pierdut soarele? Hei, unde-i soarele? Nu spune că se face noapte. Cred că soarele a apus. Văd stele? A, uite soarele! Era după dealul ăsta. Ok, dacă încolo este estul... M-am rătă... Nu, ăsta e vestul, bun. Soarele apune în vest, evident. Asta trebuie să fie... Nu, te rog frumos, concentrează de pe unde mergi, căluțule. Apa așa, de fapt eu trebuie să mă concentrez, că el se duce pe unde zic eu. Și mi-aduc aminte de vârfurile copacilor acelora. Savana, deșert? Vest? Trebuie să o iau cumva pe firul văii înapoi. Nu mai știu exact. Uite, încă o savana. Și? Ăla-i satul meu, oare? Tagadac, ia vine înapoi. Dacă este satul meu, uite, deja s-au spawnat zombii. Da, este sat, dar nu știu dacă e satul meu. Sper să nu fie satul meu, dacă mă întrebați așa. Frank să fiu, sper să nu fie satul meu, fiindcă poate are și crafting table. Nu! Și... Hop! Și Nani. Am uitat să închid ușa. Nu! Ieși din pat! Ieși din pat! Așa, bun. Și m-am urcat pe cal și am fugit și am fugit. Așa. Bun, de dormit am dormit. Acum, vedem dacă e satul meu. Acest centerpiece pare interesant. Această piesă de mijloc. Oh, un puiuț. Căței. Par cunoscuți. Hai să salvăm. Nu. Jop. Ce bine că am luat oasele, că mă pot împrieteni cu lupii. Să fie prietenii mei. Aha. Pare cunoscut ce văd aici. Deci înseamnă că nici măcar nu s-au desponat itemele. Am ieșit repede din ceancuri. Hai să le iau. Pac, pac, pac. Ce sunteți voi? Fiindcă le-am pus aici, fiindcă nu le mai putem combina în 1.14. Avem crafting table, asta ne bucură tare mult. Avem niște lemn. Nu trebuie foarte, foarte mult lemn, dar nici foarte puțin. Bun! Acesta este momentul în care mă împrietenesc cu niște câini. Tu? Ce bine! Tu? N-ai vrut? Ce bine! Așa, pot să vă dau... Dacă luam eu Rotten Flash-ul acela, ce deștept eram. Puteam să... Țineți minte că dacă vedeți Rotten Flash într-o astfel de provocare și nu vă cere de mâncare aici în inventory, tot timpul să luați, fiindcă vă puteți împrieteni cu câinii și puteți să le ridicați viața. De tine am nevoie pentru... Săgeți... ce m-am speriat! Cum oare am făcut eu de mici? Așa. Ce mă bucur. Așa, aici e satul, săteanul căruia i-am stricat casa. Cum stați voi? Ce ești tu? Ce ești tu? Tine nu pot vorbi? Poate pot vorbi cu tine. Nu sunt săteni interesanți. Nu pot vorbi cu nimeni aici. E bine că am crafting table. Ok. Hai să o gândesc bine. Deci îmi trebuie o cască. Am limitat... E foarte, foarte limitat fierul pe care îl dețin. Mi-a transpirat și mâna. Așa. Uite un oșcior. Bun. Astea, după cum arată, le-am pus eu aici. Crafting table. Ăsta e al doilea cumva? Cum ar fi? Da, ia uite, am două.
Rotten Flash, am zis că îmi trebuie Rotten Flash. Pe ăsta cred că tot eu l-am pus acolo, dacă mă întrebați bine. Păi pot să scot oasele. Unde-s căței mei? Ah, i-am pus să stea jos. Trebuie să-i pun să mă urmeze, ca să putem să ne certăm. Următorul pas este să ne certăm cu mulți endermeni. Cățelușii mei. Ah, cum a trebuit să-i caut? A, uite aici. Aveam trei căței și pe toți trei am pierdut. Cum fac? Deci cu mâna goală trebuie să te pun să te ridici. Cu mâna goală trebuie să te pun să te ridici. Dăm torța înapoi. Așa. Și un al treilea cățeluș, unde era? Unde era? Voi veniți după mine. Al treilea cățeluș. Dacă stau cu... Stau în fund, ei nu se teleportează după mine. Dacă stau în picioare, se vor teleporta după mine. Așa. Unde e al treilea cățeluș? Foarte important asta. O să mă ajute enorm în bătaia cu endermenii. Așa, bun. Tu te-ai teleportat. Hai să-l găsim pe frățiorul tău. Cred că e un lucru tare bun. Ia, o găină. Am nevoie de găină pentru săgeți. Haba! Clasic. Haba! Așa. Găini, găini. Voi sunteți aici. Hai să... Care aveți coada cea mai jos? Pe vremea... Când m-am jucat eu ultima oară Minecraft. Haba așa. Haba așa. Coada reprezenta viața. Mai mult sau mai puțin. Stai pe loc. Dacă are coada foarte lăsată... Nu știu exact dacă mai este valabil. Trebuie să urmărim. A, și-au făcut un cățeluș mic? Oare? Nu, că ar fi trebuit să se fi ținut după ei. Unde să-mi fie al treilea cățel? Cred că... Oricât de anevoios ar fi, cred că am nevoie să-l găsesc. A, uite-l! L-am găsit! L-am găsit! Hai, sus și tu! Pac! Bun! Acum, crafting! Trebuie să-mi fac o cască. Și trebuie să-mi fac, în primul rând, un târnăcop cel puțin. Vreau să-mi fac vreo două. Toporul... Toporul încă îl mai pot folosi. Ia, săbi. Ia uite câte săbi am. Veniți voi încoace. Tu înapoi aici, așa. Săbile 6. Toporul, ia uite, ăsta face mai mult damage. Să vreau un topor din... Să vreau un topor din fier. Tac-a-dac-a-dac. Bun, cât faci tu? Tot nou, dar ataci mai rapid. Nu mă încântă foarte tare. Mi-ar fi plăcut să aibă mai mult damage. Deci pot lejer... Hei, ce mă sperii tu pe aici. Pot lejer să folosesc și... Toporul acesta. Ăsta face 6 damage, dar dacă dau de 2 ori mai des cu el, face 12 damage. Casca. Și târnăcop. 1. Și aș mai face încă 1. Ia uite, stau foarte bine, foarte bine. Astea sunt de rezervă. O să le... Restul bag în torțe. Ah, din interfața asta nu poți să-ți vezi torțele, nu? Hai să punem torțe aici. Am făcut achievement. Ce drăguț, torțe. Vino încoace. Torțe oricând, dragilor, pot să fac și în interfața aceasta. Am lemn pe care îl transform în lemn. Pe care îl pot transforma în bețe, totul în craftingul acesta. Nu mă deranjează. Am văzut niște gravel și am uitat să luăm, am văzut niște gravel în trunul din monumente, din temple. Ok, sunt pregătit pentru un Enderman, pentru atacul cu Enderman. Aici pot să stau. Aha, pot sta aici. Așa. Mai ziceați voi, dragilor, că se poate găti carnea la campfire. Ia stai să facem noi un puiuț mic aici. Duc-duc. De copacul ăla? Nu s-a făcut puiuț. Avem carne de pui aici. Ia uite! Ce drăguț! Ok, nu intrați prin foc, vă rog. Nu intrați prin foc. Hai, toată lumea.
Departe de foc. Aoleo. Sunteți drăguți, dar puțin... Ia, ți s-a lăsat puțin coada cumva? Ok, cum fac aici cu... Oh, dă-mi asta înapoi. Durează foarte mult până se coace sau... Cum exact? Care e conceptul? Aha! Sare singur. Bun. Cățelușii mei să dispară de lângă foc. Clar trebuie să dispară de lângă foc. Cum este soarele? Trebuie să aștept să se facă noapte să mă duc să atac niște endermeni. Ah, și trebuie să ajungem în Nether pentru Blaze Rods și Blaze Powder. Mi-e așa o frică cu Nether-ul acesta, dar trebuie să ajungem neapărat. Ne trebuie Blaze Powder ca să facem Eye of Ender din Ender Pearls. Cu Eye of Ender un... Up! Încă o dată. Cu Eye of Ender ne va trebui Eye of Ender pentru a găsi portalul către End. Și dacă nu mă înșel, iarăși pe firul văii înapoi, dacă o iau, găsesc zăpadă și mi-ar trebui zăpadă pentru cuburile care vindecă dragonița. Acest lucru ar fi iarăși important. Calul meu dispare cam departe. Trebuie să... Wow, ce viteză are, zici că sunt pe repede înainte. Ok, tu poți să intri pe aici? Nu poți. Nu poți din cauza acestui... Sau îți trebuie o poartă formată din două. Hai să încercăm așa. Topor. A, durează mult că sunt pe cal. Ce-a fost asta? Ce-am făcut? Ce-am realizat? A, avea un wooden ceva pe el. Cred că este trapdoor. Și tot nu poți intra. Bun. Nu, ieși. Așa. Am aici o cutie? Nu am o cutie. Undeva ar trebui să am o cutie. Se face noapte? Nu știu exact dacă... Cred că aș vrea să aștept să se facă noapte și să mă bat cu niște endermeni. Așa. M-a văzut. Hoba! Nu mă împingeți! Ah, m-a împins! Unde e? Așa. Așa. Ei, și am primit perla. Am primit prima perlă. Ei, super! Bucurie maximă. Vino încoace. Vreau să pun niște blocks. Bun. De tine n-am nevoie. Așa. Vreau să-mi fac arcul. Pentru asta trebuie să vin aici. Așa. Pac. 8 bețe. Da? Tac. Avem arcul. Fiindcă am văzut cu creeperul acela, mi-ar fi plăcut tare mult să fi avut un arc. Da? Ce mai pot eu să mai fac? Am locul în inventory ocupat de diferite chestii. Acel lemn special era lemn de acacia. L-am... L-am transformat în bețe fiindcă nu se stecuiește cu sprusul. Bun, deci avem prima perlă. Unde am pus-o? Hey, unde-i perla? Oh, n-am avut loc în inventory și n-am luat-o. Ah, aici! Uite-o! Ei! Da, corect, am venit aici repede ca să fac loc în inventory, că aveam impresia că nu pot să iau acest grass block, dar nu puteam să iau nici... nu puteam să iau nici perla de care nu m-am prins. Hai să pun cartoful acesta la copt. L-am pus? Bravo, stai tu acolo, coace-te. Așa... am și carne! Carnea aceasta, când am făcut mai devreme stocul, inventarul, nici n-am observat-o. Bun, string. Nu mai am nevoie de string. Cel puțin din ceea ce văd eu. Cu torțele stau bine. Hai să pun totuși un topor aici. Că am prea mult loc în inventory ocupat. Și acesta cred că este momentul... Găleată! Găleată, neapărat găleată. Wow, ce frumoasă e găleata! Găleata. Bun, acesta este momentul în care eu mă duceam să fac
Să fac portalul. Dar cam atâta, dragilor, pentru acest episod. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă urez o zi superbă. Numai bine! Pa, pa!